nu ne așteptam oricum să vină multă lume. Am încercat să prindem 164 de mulări pentru Abramian. De ce 164 de lumânări? Fiindcă sunt 164 de ani de la sfârșitul Revoluției, la care Avram Iancu a fost conducător al românilor. De ce am făcut chestia asta? Fiindcă Avram Iancu, în 1848, a reușit să trezească în români conștiința lor națională. Până atunci, locuitorii românii ai Ardealului nu aveau o conștiință unitară, nu știau că sunt români. Avram Iancu a fost primul care a trezit în ea această conștiință. Deci am ales finalul Revoluției și nu începutul. Fiindcă mai mult contează urmările Revoluției, trezirea intelectualității române din Ardeal, unitatea românilor, care a reieșit la finalul Revoluției. Românii au văzut că sunt puternici, că sunt o forță, că pot să se afirme și că a lor cultură este la fel de importantă ca și a maghiarilor, ca și a austriecilor. De la Avram Iancu s-a putut spune că noi suntem o forță și merităm să fim ascultați. Tot ce a urmat după a fost o afirmare din ce în ce mai puternică a identității românești de aici, culminând cu unirea de la 1918. Noi suntem niște studenți, ținem să aducem în actualitate istoria românilor, istoria Ardealului, importanța istoriei pentru ziua de astăzi, pentru felul în care să ne comportăm azi, față de cultura străină, față de ceea ce se aduce de peste granițe. Eu cred, personal, și cei care au venit aici cu mine, că și românii sunt capabili să creeze o cultură de secol 21 care să intre în competiție orice altă cultură de pe planetă. Vă mulțumesc că ați venit. Și sper că la anul să țină și vremea cu noi, să putem aprinde toate lumânările și să-l omagiem pe Iancu.